Oamenii se confruntă tot mai des cu dificultăți financiare, prețurile la alimente, utilități și chirii devin tot mai împovărătoare. Costul vieții a crescut și uneori oamenii simt că nu mai fac față. Salariile sunt mici, prețurile sunt mari, iar multora le vine foarte greu să gestioneze banii. Pe produse se duc în general, mâncare și tot ceea ce este pentru sâmbătă, duminică, dar sunt foarte scumpe. Pentru economie, vacanțe, distracții? Alea le lăsăm mai la urmă, nu știu cum să spun. Vacanțe și astea mai... E greu. Este greu. Pentru un om de rând aici este greu de trăit, pentru că sunt salarii minime pe economie, unii oameni au de lucru, nu e plătită munca care se face. Deci, ați observat de multe ori că aduc oameni din afară și ăla îl costă mai mult, îi plătește cazare, masă, plus salariu. Și la noi nu e în stare să plătească omul un salariu cât de cât decent. Am dat 1,5 milion, 60.000 pentru 2 kg de roșii. Ce am mai luat? Niște mici. S-au dus banii. Odată la an, dacă se face distracții. Acolo nu spre biță, acum în ziua de azi, distracții. Unii încă își păstrează zâmbetul pe buze în ciuda dificultăților și reușesc să facă haz de necaz. Ieftin tare costă vieții. Mai rămânși pentru economie. Și pentru un concediu. Da, este pentru distracție. Este și pentru distracție. Bine, depinde, trebuie să te limitezi, nu de acum totul. În Iași, costurile lunare pentru o familie cu 4 membri sunt de 10.000 de lei, iar cele pe individ de 2.869 de lei. Cei mai mulți bani sunt cheltuiți pe alimente și utilități. Despre vacanță, nici nu se mai pune problema. Coșul zilnic de cumpărături este tot mai scump. Schimbările economice forțează mulți ieșeni să își ajusteze stilul de viață și prioritățile, renunțând la unele activități de recreere în detrimentul altora.